gata, pornim repede la treabă și ne angajăm. Mergem. Vreți să ședem? Da. Haide, stai. Copii, să luăm o problemă cu falsa ipoteză mai întâi. Nu, nu mai interveni când eu îmi construiesc o idee, da? Fiindcă noi ne-am mai întâlnit înainte, tu ai această experiență, dar eu am grijă ca să fie toată lumea prezentă. Deci trebuie să-i motiv. E bine. Bunicul merge la piață cu două coșuri de prune și pere. Da? Două coșuri. Bunicul merge la piață cu două coșuri de prune și pere. Într-un coș prune, într-alt coș pere. Încasează seara când se ajunge acasă, numără bani. Da? Și încasează pe prune și pere suma de 5.000 de lei. Așa, 210 lei. Deci încasează 210 lei. Da. Știind că kilogramul de prune costă 3 lei și kilogramul de mere de pere costă 5 lei. Un kilogram de prune 3 lei și un kilogram de pere 5 lei. Să se afle câte kilograme sunt de câte kilograme a vândut bunicul, câte kilograme de prune și câte de pere. Ca să știm. Am făcut la fel, numai că cu suma alte sume. Sigur că da. La fel. Iată Casandra n-a făcut la așa. Davide n-a făcut și atunci voi doi ați prins problema asta, dar cum s-o prins și ei? Corect. Deci, spunem. Împreună, în cele două coșuri, s-a aflat o cantitate de câte împreună am spus? Câte kilograme a zis domn profesor? Că să duce pe problemă, Davide. Da. Am casat 210 lei. N-am spus. N-am spus ca de cantitate. N-am spus în total. Numai suma am spus-o. Da, da. Deci, avea două coși, s-au dus la piață acolo, în sfârșit, s-au apucat, s-au vândut cu 3 lei prunele, cu 5 lei perele. O luau bănuții, seara s-au dus, hai, mamaie să punem să numărăm banii, da? Și numără bani și când numără, constată că s-au dus cu bănuți buni, 210 lei. Pentru el o mare bucurie, 210 lei. Câte kilograme de pere și câte de prune a avut bunicul? Să vedem cum să facem. M-am prins. Să vedem, o idee. Lei? 910. Eu nu-ți lucrăm, da? Daria, lucrăm și când dacă ideea e finalizată și ne-ai dat răspuns și mergi la probă și mă duci la bunicul cu care are 210 lei, mi-e spui cum ai făcut. Corect. Voi lucrați? Să vedem dacă copii au, dacă nu îi ajutăm. Da. Deci, știm noi câte au fost în total kilogramele de mere și de pere? Nu știm, asta e sigur. Ce știm? Că am casat atât. Știm suma pe care am casat.
Poate am să vă ajut să vă dau și câte kilograme aveau în total în cele două coșuri. Nu, câte? Le dau și asta? Nu, 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 nu. Nu? Schimbă grea. Schimbă grea? Da. Dacă e imposibil. Păi da, da, a zis domnul profesor, falsa ipoteză. Haideți să ne folosim de asta, că v-a dat-o deja. Gata. Deci, trebuie să le dau și care era cantitatea în cele două coșuri. Da, cele două coșuri. Ei da. Nu vor rădați-le. Nu, nu, nu vor, dar stăm aici până mâine dimineață, că nu se poate face. Deci, cantitatea în totală era de 50 de kilograme. 50 de kilograme avea în cele două coșuri. Da? 50 de kilograme în cele era, două avea în cele două coșuri. Dar nu știți câte de mere? Nu știu de mere, cât de pere, cât de prune. Deci 50 la un loc. 50 de kilograme. Deci, adică cantitatea totală, dar n-am două coșuri. Cantitatea totală. Ce deci, a zis, de kilograme? Egal 50 kilograme. Un kilogram de pere. Un kilogram pere, sau prune, a zis. Pere, 5 lei. Egal 5 lei. Și un kilogram prune. Și un kilogram prune. 3 lei. Egal 3 lei. Și s-a întors acasă cu 210 lei, parcă a zis. Da? Da. Suma obținută totală, da. 210 lei. Și ca să avem datele problemei. Da, 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 așa. Clar. Suma totală, yes, egal cu 210 lei. Aha, acum e clar, domnul profesor. Sigur că da. Altfel nu merge. Da. Că pasăm de vedere că trebuie să indic și cantitatea totală. 210 lei. Și întrebarea este câte kilograme de prune? Și câte kilograme de pere deci, a vândut? Kilograme prune egal câte sunt? Kilograme. Deci, da? Da, pere. Pere. Câte sunt? Câte a vândut? Da, câte a vândut. Câte a avut da. Dimineața când a plecat. Câte a vândut? Vinde tot. Se întoarce foarte fericit. Fericit. A vândut tot? Tot. Păi toate 50 de kilograme le-a vândut? Toate 50 de kilograme. Aaa, i-am văzut că mai rămas un problem. Nu i-a rămas nimic. Tot a vândut? Tot. Oh. Că a fost o fi... O zi foarte de... bună. Da, o zi foarte bună și un moment, moment foarte fericit pentru mine. Mm-hmm. Da, deci nu i-a mai rămas nimic. Nimic nu. Tot a vândut, auzi? Ah, toate cele 50 de kilograme. E destul de ușor. Da, zi, Casandra, dacă știi. Ușor, ușor. Dar după aceea poate greșesc, așa. Nu-i nimic, nu-i nimic. Casandra, trebuie să-mi crezi. Ok, părerea mea este așa. Cine, dacă aș putea să fac 50 împărțit la 2 și așa că cât este într-un coș... Da, da, stai o secundă, că nu sunt cantități egale. Da, doamne, cum să fie 3 ori, nu știu cum să fie 25, că 3 ori 8 e 24. Dar de ce să împart la 2? Că n-a zis că sunt cantități egale, domnul profesor. Asta este. Nu sunt cantități egale. Asta este motivul pentru care nu împărțim la 2. Dacă strecuram în exprimare, sunt cantități egale, deodată problema o 50 împărțit la 2, 25 de kilograme, da. 25 și era problema rezolvată. Dar eram de 29. Falsa ipoteză. Haideți, gândiți-vă la ce vă zice domnul profesor. Falsa ipoteză. Păi presupunem că toate cele 50 de kilograme... Îi rămână ceva. Zi, Ionuț, Daria. Eu spun că ar trebui să îi rămână ceva. Daria, ai o idee? Am o idee, dar deja am avut două idei și la fel, trebuie să-i rămână. Nu trebuie să rămână nimic. Dar ai o idee, o spui clar, da? Presupunem că toate kilogramele pe care le-a vândut bunicul ar fi prune sau pere, ce vreți voi? Pere. Deci toate cele 50 de kilograme. Asta înseamnă falsa ipoteză. Primul kilogram, al doilea kilogram și așa mai departe, până la 50 de kilograme, 50, da? Poate n-am venit niciodată de primul program. Hai să vedem. Presupune. Toate cele 50 de kilograme au fost pere, a spus-o. Pere. Da. Pere. 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 Atunci am încasat pe fiecare kilogram câte 5 lei, da? Da, da, da. 5 ori 10. 2, 4, 5. Cum 5 ori 10? 2, 3, 4, 5. 50 împărțit la 5. Stai, da, nu te grăbi. De ce? 50. Păi dacă pe un kilogram ia 5 lei. Atenție, Daria. Dacă pe un kilogram ia 5 lei. Pe 50 de kilograme o să ia cât ia? 5 ori 50, nu 5 ori 10. 5 ori 50. Da, atenție, 20, nu mă interesează rezultatele. Nu mă interesează rezultatele. Mă interesează raționamentul copiii. Dacă pe un singur kilogram ia 5 lei, mai vinde un kilogram, încă 5 lei. Încă un kilogram, încă 5 lei.
Fii vând, de data ce vinde toate cele 50 grame, înseamnă că el va fi trebuit seara, când a ajuns acasă, să aibă, să aibă ce? 50 ori 5. Nu ne-a dat bine. Da? Nu, hai să ne gândim. Presupunem, hai să spunem. Presupunem că cele 50 kg sunt pere. Da? Presupune că cele 50 kg sunt pere. Corect. Atunci ar fi trebuit, nu? S-a ducă bunicul acasă, da? Seara. S-a ducă 250 de lei. S-a ducă 50 ori 5, corect. Seara ar trebui să aibă 50 ori 5. 250. 250 lei. Da, dar el n-a adus suma asta. Da, dar din păcate... Mai puțin. Și atunci facem 250 minus 210. A, să vedem cu cât a adus și mai puțin. Și ne dă 40, apoi deci facem ce? Așteaptă. Nu te grăbi. Deci ce facem? Am făcut așa ceva. Nu a avut atât, a avut mai puțin. Să vedem cu cât mai puțin. 250 minus 210 de 40 de lei. Da. Deci îi lipsesc 40 de lei. De unde oare? Ar trebui să facem 40 împărțit la 3. A facem 3. Te grăbești. Da, la 3. Da, facem 3 ori 10 și ne dă 30. Facem 3 ori 10 și ne dă 30. 40 minus 30 ne rămâne 10. Și 5 ori 2 ne dă 10. Să că n-am înțeles, mă. Cum David mai zis, adică facem 3 ori 10 și ne dă 30. Din 40. Deci 3 ori 10. Pentru că să avem o sumă rotundă. Nu, trebuie să fie o logică, David. Da, pe logică, pentru că dacă acolo spune că dacă noi am... Să urmăm pe David, că ție pe David, da? Dacă la aceea tu. Ne-a dat cu 50 în plus, normal că cu 40 în plus. E ca la chestia care era cu camerele de la casă. Așa. E același lucru. Numai că acum trebuie... Am văzut că cu 5 kg avem prea mult, adică... Cu 5 lei. Punând 5 lei la fiecare și mai tăiem... Așa. Cât trebuie să tăiem de la fiecare? De la fiecare câte 2. Da! Asta excelent! Tăiem 2 lei. Tăiem 2 lei la ăsta și rămân numai 3 lei. Și kilogramul de pere... Îl facem de pere, facem de prune. De prune. De prune. Și pe aia facem... 2 lei. 10 ori și iarăși la următorul mai tai 2. Da. Adică 40 ăla în plus îl împărțim la cât? La 3. La 2, mă! La 2. Mai asta vreau să vă zic că 40 îl putem împărți la 2 și 2... Da, și... da. Și îl dă 20. Și așa și 20 ce mi-indică? Ce? Asta îți indică un sfert din... Nu, ce mi-indică? Ce reprezintă 20 acela când am împărțit? Kilogramele. Kilogramele de... Kilogramele. De prune, de prune, mai că-s prune. Ia uite-te, când am luat din câte 5 lei, la 2 lei, așa-i prune. Mi-au rămas prune aici. Iar mai iau... Perle le-a făcut prune. Iar mai iau 2 lei și iar... Mai iau încă 2, încă 2. Și mă interesează câte grupe de 2 iau. Adică 20. Ca să văd câte grupe de 2 iau, înseamnă pe 40 îl împart. La 2. 40 îl împart la 2. Și face 20 de kilograme de prune. Dar nu are cum să fie 20. Hai să vedem. 3 ori 7 de 21 și ăsta e cel mai mare. Păi nu, 20 dacă sunt de prune. 20 de kilograme. De kilograme, Davide. Dar un kilogram de prune e 3 lei. 20 ori 3, 6, 60. 60 prune și înseamnă și că până la 50 câte sunt pere? Adică facem 210. Ei, dacă din 50 scădem 20. M-am prins! 250 minuți. Nu, din kilograme, Davide, lucrăm în aceeași unitate de măsură. 50 minus 20, 50 minus 20, 30. Deci toată cantitatea scădem pe 20 de kilograme de pere. Scădem deci tot din 50 scădem pe 20 kilograme. Ce ne avem? 30 kilograme. Pere. Deci pun tot kilograme, ca da. Să kilograme. Să rămân 30 de kilograme de pere. Și ia să facem proba. Se poate. 30. Nu se poate? Ba, da? 30 ori 5. 150. 30 ori 5 egal cu 150. Bine. Și 20 ori 3.
60. Egal cu 60. În total de 110 a adus bine moșneacul. 210 a bătrânul, da? Bătrânul tataia. Da, da, tataia a adus bine cantitatea, bunicul, cantitatea de... Numărul de... N-a pierdut nimic din banii. Nu l-a înșelat nimeni. Asta am vrut să zic. Da, da, da. Nu l-a înșelat nimeni. A fost foarte atent și a adus toți bănuții acasă. Se poate a avut noroc. A avut noroc, nu l-a înșelat nimeni, nu? Da. Da. Bine. Hai să mai luăm o dată problema. Probleme foarte tare. Foarte frumoase, foarte interesante. Deci. Atenție. Presupunem, toată lumea este atentă. Presupunem că el s-ar fi dus la piață nu cu pere și cu prune, ci pur și simplu numai cu pere. Deci presupunem că toată cantitatea ar fost numai pere. Doar pere. Toată cantitatea numai din pere. Da, păi presupunem că toate sunt... Toate kilogramele acelea, da, sunt numai cu pere. Pere. Atunci, cele 50 ori 5, nu că pe, dacă pe fiecare kilogram ați... 250. Îndată, să zicem că a depășit cu... Din 250 scădem pe 210 cu cât s-a dus, a depășit cu 40 lei. Și scădem câte 2. Și alea se facă... Dar de ce împărțim la 2 și nu împărțim la 3, Ionuț? Pentru că... Casandra, Davide, zi tu, Davide. Sunt două... Două produse? Două produse. Nu, acolo... Nu din cauza asta. De ce împărțim la 2 și nu la 3? Ia gândiți-vă, eu nu zic. Aici este momentul foarte pentru frumos. Pentru că este jumătatea? Nu. Vidalia? Pentru că 5 minus 3 egal 2. Diferența dintre 5 lei și 3 dintre lei. Dintre 5 lei și 3 lei diferența. Cât e un kilogram de prune, de pere? 5. De prune cât este? De 2 lei. Cât am dat eu deoparte ca să ajung la... Câte 2 la fiecare. 2 la fiecare. Deci asta e motivul. Dacă diferența ar fi fost de 5 lei, sau de 4 3 lei, împărțeam la 4. Împărțeam la 4. Ați înțeles? Da. Deci, mare atenție. Și de ce, domnul profesor, domnul profesor, eu am o întrebare. Copiii, urmăriți-mă. Dacă domnul profesor a presupus că cele 50 de kilograme sunt doar pere, nu putea să presupuneți că cele 50 de kilograme sunt doar prune? Ia să facem și varianta asta. Nu este problema și așa? Ia să încercăm și așa. Eu zic să încercăm. Deci presupunem... 50 ori 3 și ne 250. A fost varianta prima variantă. 1. Da, varianta 1. Da, eu așa mă gândesc, că poate este și așa, domnul profesor. Să încercăm. A doua soluție, un alt mod de a gândi. Presupunem că cele 50 kg sunt prune. Cât ar trebui să aducă seara acasă, domnul profesor? Adică facem 50 ori 3 și ne 250. Aoleu! 50. Doamne, și dă mai puțin. Cum, domn profesor? 150. Da. Păi trebuie să aducă 150 de lei. Și acum adăugăm câte 2. Vedem diferența. Vedem că are diferența, că el a adus cu 210. Ah. Deci 210 minus 150. El a adus în plus acum. A adus în plus, pentru că noi așa știm că a venit seara cu 210. Ah. De unde provin banii în plus? De la faptul că a avut și pere. Perele aduc bani în plus. Am înțeles acum. Deci 210 minus 150 este egal cu 60 de lei. 60 lei, da. Iar 60 de lei a adus în plus, domn profesor. Da, 60 lei. Și acum 60 ăsta împărțim la cât? La cât să-l împărțim? Acum abriez. La 3. Nu. La 2. La 2. La 2. De ce la 2? Pentru că tot 5 minus 3. Tot diferența așa e. Tot diferența aia e. 5 minus 3 și vine 2. Da. Corect. Deci 30 împărțit la 2. Da? Acum sunt toate la kilograme au fost de prune și au fost numai 3, nu? Câte 3 lei la fiecare? Și fiindcă el are bani în plus, înseamnă că mai adaug 2 lei ca să fac kilogramul de prune. La câte grupaje? Am prins asta în plasa acum. Oh, domnul. 30 kilograme de pere. Și așa avem 20 de kilograme. Și diferența de până la 50, adică din 50. 50 plus 30, 20 și egal cu 20 de prune. 20 kilograme de prune. Da. De tot așa v-a dat. Același răspuns, se primește tot ori prin cealaltă. Am înțeles, domnul profesor.
problema a fost rezolvată de noi prin două metode. Exact. Da? Odată în varianta în care am presupus că ar fi toate... A de aia e falsă ipoteză. Asta am fost să mă întreb, de aia e falsă ipoteză, că presupunem noi așa că toate ar fi... De o anumită categorie. E extraordinar, copii. Și atunci se întâmplă nu știu ce lucru. Am înțeles. Mi-a făcut una cu casele. Am înțeles. Da? Deci presupunem că toate ar fi de o anumită categorie și atunci ar trebui să fie suma aceea. Diferența care îi... Vedem repede care e diferența dintre prețul unei categorii și cealaltă. Corect. Și îndată împărțim la diferența aceea. Corect. De data asta s-a întâmplat ca diferența între 3 și 5 să fie de 2 lei. Dacă spuneam 7 lei costă... Și 3 lei. Și 3 lei. Costă 7 lei perele și 3 lei prunile. Diferența ar fi fost de 4 și împărțim la cât? Împărțeam la 4. La 4. Nu? Că jucăm... Ia să le mai dăm una, domnul profesor. Cu diferența asta. Încă una? Păi să vedem dacă ați înțeles. Acum doar v-a explicat-o domnul profesor. Păi așa facem singuri? Noi ce facem aici, Casandra? Facem următorul lucru. Nu vrem să plecăm acasă, decât după ce înțelegem bine. Da. Și discutăm aici. Da, te rog. Așadar. Să vină și Ionuț imediat, iubita. Da. Vine și Ionuț și vă dă domnul. Câte minute ne dați ca să o facem? Ne gândim aici mai mult. Mai da, mult. Ne gândim, dar nu stăm așa într-o pauză totală. Exact. Ci discutăm între timp. Să vedem dacă problema seamănă cu ce a fost mai înainte. Într-o parcare, Scriu eu? Da. Într-o parcare sunt mașini și biciclete. Mașini și biciclete. Numărul total este de 17. De 17 mașini și biciclete la un loc în parcare. Iar numărul biciclete, numărul roților este de, hai să spunem noi, două roți? Păi o mașină are patru. Adică doar o bicicletă? Da, nu se poate. Chiar apropo de roți, câte roți pot să dau eu? Maxim. Apropo, gata. Dacă toate ar fi mașini, 17 ori 4. Gata, știu. 8. Cum 8? 17 mașini. Da. Dacă toate sunt mașini, 17, fiecare mașină are 4 roți. 4 ori 4, 28. 68. Deci numărul maxim de roți pe care îl pot să-l dau, 68. 68. De, Casandra, de ce? Deci dacă toate aceste 17 maxim. ar fi mașini, cum la fiecare mașină punem câte 4 roți, așa, Casandra? Am făcut 17 ori 4. 68 de roți ar fi. Deci dumneavoastră acolo a zis doar presupunem mașinile așa. Păi da, numărul roților maxim am scris. Eu am zis așa. Sunt mașini și biciclete. Și acum urmează să dau numărul roților. Iar la numărul roților pe care... Numărul roților e mai mare, sigur că da. Și ca să văd, dacă eu aș fi dat 70 de roți, ar fi fost o prostie. Nu putea, domnul profesor, să dai mai mult de 68. Vedeți? De ce nu maxim 68? Maxim 68 pentru că dacă toate 17 sunt mașini, ori 4, 68 de roți. Nu au cum să apară 70. Dar numărul minim. Care e numărul minim care poate să-l dea domn profesor? Presupune că toate sunt biciclete. 17 ori o bicicletă are. Vine 17 ori 2. 34. Deci, domnul profesor, clar că trebuie să dea un număr între 34 și 68. Oricare. Altfel problema nu merge. Eu când v-am spus așa, când parcare sunt 17 în total, biciclete și mașini.
când am spus numărul roților este... Acum să te-aș mă gândeam, mă, ce număr să ce dau eu? Dacă dau mai mult de, mai puțin de 34, e o prostie. Nu pot face problemă. Dacă dau mai mult de 68. Acum, asta făceam în mintea mea. Dacă dau mai mult de 68, iar e o prostie. Deci trebuie să dau un număr, așa fac problema. Exact, așa fac toți autorii probleme. Da? Deci, eu am imaginat acum problema și nu vă spun câte sunt biciclete și câte sunt roți. Câte sunt biciclete și câte sunt mașini. Nu vă spun. Doar că în total sunt 17 și fac un control prin numărul roților, le număr pe toate, dar trebuie să dau la numărul roților, ca problema să aibă sens, trebuie să dau un număr cuprins între 34 și 68. Am să dau 50. Este un număr cuprins între 64 și 50? Da. Este. Deci numărul roților 50. Și întrebarea este, câte mașini sunt și câte biciclete? Câte mașini și câte biciclete. Repetăm problema. În parcare sunt mașini și biciclete, în total sunt 17, iar numărul roților 50. Câte mașini și câte biciclete? Am putea să facem 50 minus 60, 70, 50 minus 40. Hai, încearcă ceva. Deci, te duci pe o chestie frumoasă, fie din 60 să scazi, din 68 să scazi pe 50. Sau 50 minus 38. Așa. 34. Dar asta vine în virtutea a ceea ce înseamnă că, dacă toate ar fi... Presupunem că toate ar fi, cum? Ce, biciclete, dar de zi? Da. Biciclete. Așa. Mergi pe varianta ta. Așa, gata, o lucrăm. Deci presupunem scrieți și voi că... Am te rog să scrii. Da, presupunem că toate ar fi, adică cele 17 obiecte. Biciclete, da? Toate ar fi biciclete. Tocmai ce am zis, că dacă ar fi toate biciclete 17, oricât copii. Bicicleta are 2 roți. Da. Și este egal cu 34. Numai 34 de roți ar fi trebuit să fie acolo, da? Dar eu am spus că sunt câte? 50. Cum facem acum? Am înțeles, gata, facem 50 minus 34. Perfect. Și Casandra la asta se gândea. Diferența s-o aflăm. Cât face? Nu știu cât face. 16. 16. Și ce sunt astea? Astea sunt mașini, roți de mașini. Adică încă 3 mașini. Încă 3 mașini? Nu, încă 4 mașini. Eu știu cât. 4 mașini și... Dar ce fac 16 ăsta? Îl împărțim. La cât? La 4. La 2. La 2. Dar tu de ce zici la 4? Și ne dă 8. O secundă. Hai să-i ajutăm aici. Să-i ajutăm aici. Și asta înseamnă că sunt 8. Dragilor, câte am spus? 8 mașini. Atenție. Da. Mai atenție. Ia uitați la domn profesor. Deci, toate cele 17, fiind biciclete, punem câte 2 roți. 2. 1 la 17 și 17 la 2 fac 34, da? Deci acum 34 roți. Și atunci la biciclete trebuie să mai adăugăm încă 2. Asta, ca să transformăm de bicicletă în mașină. Deci bicicletei acestea, dacă îi mai pun 2, să fac mașină. Cealaltă bicicletă care avea tot 2, mai pun încă 2. Mă interesează că adaug grupe de câte 2. Câte? Da? Deci adaug grupe de câte 2. Adică adaug pe astea 2 albastre, mai adaug aici iarăși 2. Da? Iarăși 2. Și întrebarea este câte grupe de câte 2? Păi ca să fac. Nu 4, Davide, uite 16 din diferența roților. Împărțit la 2 că 2. 50 minus 34 la de e 16. Sunt roți în plus care vin de la mașini. Da? Roțile în plus care vin la mașini. Le completăm la mașini, le facem bicicletele mașini. Și le transformăm. Acum, presupunerea aceea că ar fi toate biciclete e falsă. Pentru că am și roți în plus. Date de mașini. Deci sunt și mașini în gruparea aceea de 17. Și ca să le aflu câte sunt... 16 împărțit la 2. Fac 16. Diferența de 16 împărțit la 2. Egal cu 8. Ce sunt aceste 8? Mașini. Asta înseamnă că sunt 9 biciclete. Mașini.
De ce 8 mașini? Pentru că am pus odată 2, iar 2, iar 2, până când am consumat pe cei, pe cele 16 roți. Da. Și ca să ne iese foarte bine, 16 împărțit la 2 deodată, că nu o să-l număr 2, 2, 2, 2, 2. 16 împărțit la 2, 8 mașini. Păi da, și 9 biciclete, că 9 plus 8 fac 7. Și din 17 câte am zis în total, scădem pe 8. Pe 8 și ne dă 9 biciclete. 9 biciclete. A Casandra e plecat bine. Că aici e zis tu, jocul e cu 68 și 34, cu 50 ăsta scădem din 50, așa, varianta foarte bună, e așa cum am redactat-o acum, este în virtutea a ceea ce tu ai propus. Dar putem să facem și 65. Asta e. Presupunem acum, te rog. Casandra, zi tu, condutul, scriu eu, domn profesor. Da. Presupunem. Deci acum presupunem. Zi, Casandra, că toate ar fi... Mașini. Da, trebuie să fii sigură, că nu sunt decât mașini și biciclete, altele nu sunt. Că toate ar fi... Mașini, da? Da. Corect. Și acum facem 68 50. Păi dacă toate sunt mașini, vreau să-mi zici cum. Cât sunt în total? 17 ori. 17 ori. O mașină câte roți are? 4. Și ca fac, uitați ce v-am făcut aici. 68. 68 de roți. Hopa! Da, fac 68 minus 50. Corect! Când mai aveam 18. Dar nu ne grăbim. Hai, un pic. De 68, lasă-mă să scriu. Să scriem, da? Ca să văd dacă e așa. 68 minus 50 egal 18. Ce sunt astea 18? Roți în plus. Roți plus. Asta înseamnă că eu am presupus că toate sunt mașini. După aia facem 18 împărțit la 2. 18 împărțit la 2 și vine 9. Și vine 9. Dar de ce la 2? De ce la 2, zice domn profesor, și ne-am împărțit la 3? Pentru că bicicleta are doar 2 roți. Și mașina 4. Da. 4. Diferența dintre roți, da? Dintre da, roți, 4 dintre minus 4, 2. 4 minus 2, asta este. Este esențial, nu că bicicleta are 2 roți. Și după aia facem 4. Pentru că diferența de roți. Minus 9. Dar astea 9 ce sunt? Ăla-s biciclete. Păi am transformat mașinile, că erau prea în biciclete. Și după aia facem 17 minus 9 și ne dă 8 mașini. Corect. Și 7. Aceeași soluție, da? Corect. Da. Minus 9 egal 8 mașini. Da. Perfect. Înseamnă că ați înțeles. Încurtea, mai facem un mai facem una să vă prind. Da, da, da. Dar noi mai ajutăm sau îi ajutăm? O fim din carte, da? Și care mi-a interesat-o. Fac pe asta și până fac și pe ce care ați făcut, da? Imediat. Deci în curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Da. O schiță repede, găini și... Da, tot, nu vreți să dați mai mare diferență? Da, hai să zicem cu virgule, hai să zicem așa. Da. Aia în... cu camerele? Da. Da. Într-o... Ascultați! Liniște, Casa Patra! Da, deci într-o colonie, să spunem așa, sunt vile. 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 Cu șapte... 7 sau 5. Camere. 7 și... 3 camere. 7 și cu 3 camere. În total? În total sunt 10 vile. 10. Total 10 vile. Iar numărul camerelor este ia să vedem noi 50. 50. Câte sunt? Câte vile sunt? 7 camere și câte vile sunt cu 4 camere? 3 camere. Cu 3, da. Câte sunt cu 4 și câte sunt cu 3? Da, știți cum vreau? Cine vine și zice că vrea soluția, să aibă ideea până la capăt. Așa vreau. Presupunem sau adică vreau să așa cum v-am învățat, dacă vreți. Nu așa că minus plus, le adunăm, le scădem. Vreau așa să gândiți, să mă dați pe spate. Conduceți raționamentul cu multă grijă. El să aibă finalitate, să aibă... să curgă. Păi nu, dacă nu vă ajut. Eu vă ajut, că domnul profesor nu mă aude acum. E în spate. Și aici nu se aude deloc. Nu, nu. Și eu vă ajut, dacă ceva vă șoptesc. Numai să porniți voi. Da, deci nu pot. Ia, și de vrei să conduci? Da. Deja am terminat. Dacă ai terminat, te rog să taci atunci.
Vreau de la David, de Casandra și Ionuț. Ok. Deci mai întâi putem să facem. Puteți presupune că e cu 7 camere. Că toate vilele sunt cu 7 camere. Mergem după mâna lui, sunteți de acord, al lui David. Îl urmărim și dacă David nu... Presupunem că toate vilele... Toate vilele sunt de 7. Toate vilele sunt de 7. Și facem 7 ori 10. Stai puțin, 7 camere, stai puțin. Revedeți. Ajutați-mă și pe mine și voi scrieți, da? 7 ori 10. 7 ori 10. Dar voi scrieți pe caiet în timp ce vreau scris. Da, și chiar așa se presupune că toate camere... 7 ori 10. Și în care facem 7 ori 10. 70 ce sunt astea? Camere, camere. Da? 70 minus 50. Din 70... Opa, dar noi câte am avut? A, 70 minus 50. Da. Și ne dă, și ne dă 20. 20. Și pe aia facem 20 împărțit la... Atenție! Da. Asta vreau să văd. Zi, Davide. 3. 2. 1. 0, 5. Zi tu, Casandra. La cât? E clar că nu știi? N-ați înțeles. La 1. La 1, bravo, ieșene. Deci, Daria, nu ieși, n-am pe cine să ia, vrea. Ia să punem cele ia uitați, 10 camere. O vilă, o vilă, da. Are 7 camere, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 10. La 4! De ce la 4, mă? Pentru că 7 minus 3 egal cu 4. Diferența dintre 7 camere și 3 camere de 4 camere. Asta e. Pentru că astea de 7 camere, ca să-l transform în 3, trebuie să tai ăsta 4. 4 da? Trebuie să iau. 4 ca să rămână 3. Și dau 5. Și plusul ăsta de camere, la cât trebuie să-l împar, Davide? La 4. Hai de mă! Și egal cu 5. Da, 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 dar și tu ai zis 1. Da. Așa da. Că... Deci, atenție multă. La 4, e, da? Miezul problemei, șmecheria care trebuie să o ținem foarte... Dar ce sunt astea 5? 5 camere, 5 vile de 3 camere. Vile de 3 camere. De 3 camere. 5 vile de 3 camere, foarte tare, da. Camere. Da, 5 vile de 3. Pentru că l-am tăiat pe alea 4. Și l-am făcut tot de 3, da? 3. Și câte sunt? Și atunci din totalul de 10 vile, dacă scădem 5. Am 5 vile, 5 vile cu 7. Băi, un pic vă mai lipsea. Băi, n-ați spus-o bine. De-aia eu i-am spus domnului profesor și voi n-ați fost atenți. Ați înțeles? Când a solicitat. Da. Când am zis să nu dau cu iepuri și cu... Că el era 42. Că era 42, era o repetiție a problemei. Exact. Am făcut bine. Da, bun. Acum, mai insist pe o chestiune. Sigur că putem presupune că toate ar fi de câte de... De 3. Da. 10 ori 3, 30. Opa, ne mai trebuie. Nu mai trebuie. 50 minus 30. 20. Împărțim la cât împărțim acum? Hai să ne... Normal că tot la 4, bă, Davide. Că diferența e tot de 4. La 4 și ne rămâne 5 camere de 7. Bă, facem 5 camere cu 7 și 5 camere cu 3. Asta e grea ușoară. Că dacă dădea... Bă, mai spun o șmecherie. Da. Nu are problemă. Atenție. La problema asta, numărul 50 care l-am dat, nu-i la întâmplare. Nu m-ar gândit. Eu pot să zic oare că sunt 52 de camere? Nu. De ce? Păi, dar adică nu se poate. Nu iese. Nu iese. De adică ce nu iese, mă? Ce nu iese? Ce nu iese numărul de camere? Adică iese. Ce, mă? Adică presupunem că toate sunt cu 7. 7 ori 10, 70, corect. 70. Diferența între 70 și 52 este de... De... Iese. De cât? 22. 18! De 18 și 18 la cât să-l împărțim, mă? Băi, nu putem la 4! Păi se poate, mă? No. Împărți 18 păi la 4? Păi de asta n-am zis că nu se poate. Păi, dar dacă nu raționezi... Atenție! Atenție, nu dăm numerele la întâmplare! Foarte deștepte! Numere deștepte, ca atunci când facem scăderea, să-mi dea un număr multiplu de 4. Să se împarte exact la 4. La diferența dintre 7 camere și 3 camere. 50 au fost un număr gândit. Bun. Bun. Da, foarte să vedem așa ca să îl aflăm pe 50. 10 împărțit la 2 dă 5. 5 ori 10 dă 10 împărțit la 2. La de cine împărțit la 2? Dar n-am spus că jumătate. Păi, jumătate este 7 camere și jumătate este 3 camere.
Păi n-am spus că jumătate sunt de 7, jumătate de sunt de 3. Că atunci te-ar fi dat răspuns. Dar cu... presupusul. Are o altă idee aici, mi se pare interesantă. Trebuie să urmărim. Urmărim acum, pe loc. Deci tu spui așa. Nu presupui că toate... Faci o primă tentativă de încercare. 5 și 5. Fiți atenție. 5 merge. Și 5. Da. Merge la egalitate. Merge la paritate. Spui așa. Dacă ar fi 5 ori 7, nu? Da. 5 ori 7 ar face 35. Da. Și 5 ori 3 ar face 15. Atunci suma? 50. Deci 50 de camere, 50 de camere e numărul acela care l-am indicat eu, da? Da? Și 55 a mers. Dar ia să vedem, 5 vile și 7 camere. A, s-a întâmplat să fie 55. Da. Numărul ăsta 50 a mers foarte bine. Da. Deci pe chestia asta a mers. Dacă tu, dacă eu aș fi dat în loc de 50, 51 mergea? Nu. 52? Nici vorba, v-am demonstrat. No. 53? Never. No. 54? Da. La 54, merg pe ideea ta, că mi se pare tare și ideea asta, și atunci tu ai zis așa, 55, eu neștiind zice nimic, aș fi plecat pe 55. Și la calculul făcut, dacă ar fi 5 cu 7 și 5 cu 3, la calculul făcut înseamnă 50, da? 50. Da. Între 54 minus 50. Diferența este 4 camere, domnul profesor. E bun 54. Deci 54 este bun. Înseamnă 4 camere. Acele 4 camere înseamnă că provin de la cele de 7. Și atunci am nu 5 și 5, ci am 6 și 4. 6 și 4. Că tot 10 trebuie să dea în total. Da, da. 6 de cât? 6 de 7. Da? Da. Și 4 de 4 ori 3. 12. Da, fac 54. Da. Deci chestia care tu presupune că ar fi jumate jumate și lucrezi pe jumate jumate, este totuși o idee, tot așa o idee bună. Tu te-ai inspirat. Te-ai inspirat în la ideea asta, ai ajuns la ideea asta, pentru că răspunsul a fost 5 și 5. Da. Și am mers aici, n-aș putea să presupun 5 și 5 deodată și mă duceam pe soluție. Da. Da, păi cred că așa ați dat numărul camerilor, domnul profesor. Pentru 50 și 50, da. Pentru 50, da. Pentru 54 însă, trebuie să se zic că sunt 4 camere în plus și atunci trebuie să mărești numărul celor de 7 camere. Deci de la 5 ajungi la 6, dar se mișorează la de, adică o cameră de 3 o face o cameră de 7, punând încă cele 4, nu? Da. Și scază, crește cu unul și scade pe celălalt. Da. E bună idee, foarte tare. Tu deci te duci faci o încercare de asta la mijloc. Da. Noi am făcut-o cum? Toate ar fi de toate cele 7 de toate cele 10 de 7, sau toate cele 10 de 3. Asta e falsa ipoteză. Ei trebuie să înțeleagă că așa trebuie să plece în falsa ipoteză, copii. Da, de acord cu asta. Dar nu vreau să... decât să merg și pe varianta lui Casandra. Corect. Și aia este un raționament foarte frumos. Ea presupune, tot falsă ipoteză, presupune că ar fi 5 și 5. 5 și 5. Ca să ajungă la 50 am vrut, i-am vrut, domnul profesor. Și, nu. Ea 5 și 5, așa vreau eu. 5 și 5, că sunt 10. Și deodată, care e controlul 10, da? Da. Și deodată se sesizează că nu, cu camerele nu reușește să acopere numărul dat. Și atunci mai joacă aici. Aha. Scade una, crește cealaltă și ajunge și la ideea aceea frumoasă. Corect. Deci altă variantă, o altă formă de presupunere. Uh-huh. Noi am presupus că toate ar fi de un fel, da, sau toate de celălalt fel, da, iar ea spune la mijlocul. Ea merge 5 și 5. Corect. Încercarea asta poate să dea chiar răspunsul corect, poate să se fie în cazul nostru. Sau poate să fie, de aici crește. De unde provin camere în plus? Corect. Dacă ar fi fost cu 8 camere diferența și ar fi dat seama repede că 4 și 4, adică pe 8 aceea diferență o împărțea la 2 și atunci de la 5-5 de la egalitatea aceea,
cu 2 în plus și scădea din coloană 2, da? O să mai lucrăm probleme din astea. Da, da, deci, vedeți, suntem repede inspirați de propunerile acestea. Cu aceeași problemă, mișcați numărul de camere, ca temă, da? Tot cu 10 vile, mișcați numărul de camere convenabil și creați voi probleme. Deci am dat 50, da? Am dat și o variantă de 54. Da, dați voi. Dați voi alte numere de camere și creați poate probleme. Poate să zică cineva acum cât ar fi minim și cât ar fi maxim? Numărul maxim de camere și numere minim? Da. Minim de camere, cât ar putea fi? Ionuț? 70. Taci. Minim am zis, nu maxim. A, minim? 30. Și maxim? 3 ori 10. 70. Deci între 30 și 70, dați 3 ori 10, 30, 7 ori 10, 70. Corect. Deci dați numere de la 30 până la 70, încât să se împartă diferența aceea la 4. Adică ar fi de la 30, 34, 38. 42. Este numerele pe care le urmăriți. Nu dați numere la întâmplare. Deci de la 30 dăm 34 sau 38, 42, 46 și așa mai departe. Până la 70 și 44. Că și 36 e număr par, dar nu merge. A, da. Că trebuie diferența aia să fie de 4. Da. Asta e povestea. Da? Da. Dragilor, a fost de nou o lecție foarte tare, frumoasă, inclusiv de nou. Da, da, sinteza repede. Deci, ca temă pentru mâine ce aveți? Da, să fie numărul de camere mai mic. Și mulțiri. Și mulțiri. O problemă. Și una sau două. Câte puteți. Cât puteți, da? Una sau două fixat de voi. Cu 10 vile, cu camere, dați voi, ați înțeles, între 5 și 10. Vreau, în plus, să numărați câte probleme puteți face. Numărul maxim de probleme. Așa, numărați și câte probleme puteți face. Păi, după cum le-am făcut. Nu ai făcut. Păi, una ar fi 3 cu 30 de camere, alta ar fi cu 34. Și așa mai departe, până ajungem la 70. Deci, numărând care sunt multiple de 4, am ajuns, da? Da. Asta ar fi situația. Sigur, că aveți acum libertate, dacă voi chiar vă ați înțeles bine, schimbați numărul de vile, nu 10, 20, 15, altceva, alt număr, și pe tot 73 și compuneți probleme noi, absolut noi. Și dați pe spate pe toată lumea, vă dați seama. Deci începem să intrăm în adânc, în probleme foarte frumoase. Deci ce am făcut astăzi, domn profesor? Înmulțirea aproximare de 3. Da, înmulțirea a două numere, înmulțirea a două numere. Unul din două cifre și altul din trei cifre, da? Ți-a dat nume, unul din două și altul din trei cifre. Unul din două și altul din trei. Am făcut aici și tabla mulțirii, că fără să vrem, am avut tabla mulțirii. Tabla mulțirii. Apoi, ce-am mai făcut aici? Mulțirea cu 10-100. Am avut chiar descompunerea aceea când am mulțit cu 10 și 100. Așa. Mulțirea cu 10-100 a unui număr. A unui număr. După care, chestia asta de acum, ultima care a fost. Metoda falsei ipoteze. Probleme. Probleme formate pe care l-am făcut și îi invităm pe vizitatorii noștri să ajungă la Prof Online, nu? Și să vizioneze aceste probleme. Din nou o lecție frumoasă, ambele, nu? Oare... Hai, ce ziceți ca să încheiem copiii? Ziceți și voi ceva? Te nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share! Așa să fie!